Există posibilitatea ca cineva să dorească să fie ca o armă biologică împotriva unui stat introducerea unui anumit microb? Vă spun sincer că sunt speculații. E adevărat că în cercetarea științifică farmaceutică uneori ne jucăm de a ucini cu vrăjitor, pentru că sunt lucruri care pot fi foarte periculoase. Și vă dau un exemplu. De exemplu, microbii sau bacteriile, cum le mai numim, microbi este un termen general, cunoaștem că la plante există bacterii capabile să provoace tumori, cancer vegetal. De exemplu, intrați într-o livadă de mer sau de per și pe unele ramuri găsiți umflături. Aceste umflături pe ramuri sunt tumori vegetale, care sunt produse de o bacterie, Agrobacterium tumefaciens. Nu cunoaștem la animale și la oameni bacterii care să provoace cancer, dar imaginați-vă că într-un laborator într-o zi cercetătorii inventează, fabrică o bacterie capabilă să provoace cancerul la oameni și o folosesc ca armă biologică și la un moment dat ne trezim cu o epidemie de cancere. Cancerul, știți și dumneavoastră, că este o boală greu de tratat și care este foarte costisitoare pentru societate și care sfârșește prin a ucide. Se face o afirmație tot referitoare la cancer, cum că de fapt industria farmaceutică din întreaga lume este cea care nu permite rezolvarea cancerului, pentru că ar exista deja medicamente, dar industriei farmaceutice este mai profitabil să producă citostatice. Parțial este adevărat. Industria farmaceutică este și o industrie necinstită, este și o industrie ipocrită, este și o industrie care vrea să facă profituri și le face din plin. Pot să vă dau un exemplu. De exemplu, pentru sinuzite, o tratăm cu antibiotice și se folosea la început tetraciclina. S-a descoperit un alt antibiotic foarte puternic, de 10 ori mai puternic. La ora actuală cunoaștem antibiotice, de exemplu, vancomicina. Și industria farmaceutică nu voia să-l fabrice, deși era de 10 ori mai eficient și deși trebuia luat o dată pe zi și nu de 3-4 ori pe zi ca tetraciclina. Și industria farmaceutică a zis, eu deja am instalații care m-au costat milioane și miliarde de dolari, eu ce fac cu instalațiile astea și cu vechile antibiotice? Este și o industrie, sigur, care vrea să facă profitul și care este conservatoare. La un moment dat, sigur că există boli și tratamente, dacă sunt prea ieftine, nu le convine, pentru că nu fac profitul. Medicamentele nu sunt totdeauna eficiente. Și să vă dau un exemplu, vaccinul pentru gripă care s-a fabricat anul trecut a fost eficient numai în 40-45% din cazuri. Deci să nu ne facem iluzii că este o industrie sfântă la care nu avem nimic să-i reproșăm, impecabilă, etica e departe de asta, pentru că în fond industria asta în general este privată, este în mâna unor oameni de afaceri și ce interesează pe ei sunt profiturile și câștigurile. Se vorbește tot de mâna unor oameni de afaceri și când se vorbește despre acest virus A1H1, gripa porcină. Da. Care este punctul dumneavoastră de vedere ca microbiolog? Sunt și speculații și exagerări care sunt voite. Cât este adevăr și cât este neadevăr? Adevăr este, să zicem, 30%, neadevăr este 70%. Sunt convins că unii ziariști au fost plătiți ca să facă mult zgomot pentru nimic și vă dau un exemplu pentru concret. Pentru cine? De cine au fost plătiți? De companii farmaceutice care fabrică vaccinurile contra gripei și care fabrică medicamente pentru gripă. Pentru că există numai două companii farmaceutice în lume care fabrică niște medicamente pentru gripă. Medicamente mai mult sau mai puțin eficiente, nu sunt eficiente nici măcar pentru 50% din populație. Este vorba de compania Hoffmann-La Roche din Elveția, din Basel, care fabrică Tamiflu și este vorba de cea mai mare companie din Anglia, GlaxoSmithKline Bechem, Glaxo. Iar aceste companii au tot interesul ca să-și vândă medicamentele și să facă profituri foarte mari, pentru că foarte multe țări în paranoia asta au cumpărat cantități extraordinare de milioane și miliarde de dolari care vor expira și vor fi aruncate. Și medicamentele astea sunt cumpărate din banii publici, din impozitele și din taxele noastre. Și dacă vă aud firmele, ce spun? Ba, firmele știu. O știu, dar bineînțeles că neagă. Nu v-ar da în judecată pentru această afirmație? Dar nu mă pot da în judecată și vă spun și de ce, pentru că sunt argumente și statistici recente. Vă dau ca exemplu gripa aviară. Acum un an, doi, a fost paranoia cu gripa aviară? Da. Au fost prognosticuri că această gripă se va transforma într-o pandemie? Da. N-a fost nici măcar o epidemie la nivelul unei țări, dar nu o pandemie. Gripa la păsări, la porci, gripa asta există de milioane de ani. De când a apărut pe pământ specia porcină și păsările și oamenii, nu este ceva nou. Gripa vine în fiecare an din Hong Kong, pentru că acolo sunt sate unde chinezii dorm în aceeași cameră cu rațele, cu găinile, cu porci și virusul de la aceste animale se transmite la om. Uneori suferă mutații și astăzi cu traficul de avioane transportăm peste 1 miliard de pasageri în fiecare an, ceea ce reprezintă mult raportat la populația planetei, care este de vreo 7 miliarde. Deci în fiecare an avem gripă, nu e ceva nou. Știți dumneavoastră că în fiecare an mor mai mulți oameni de gripă decât de sida?
Și cine mor? Mor persoanele în vârstă care au o imunitate, bineînțeles, căzută, mor cei care au o imunitate deficientă. În sfârșit, nu este ceva nou, nu este ceva vechi, deci se face mult zgomot pentru nimic. Dacă era într-adevăr să fie o pandemie, cum a fost în anul 1918, când se estimează că au fost între 10 și 20 de milioane de morți de gripă, o pandemie se propagă repede. Nu se propagă așa, că azi au murit 10 și mâine mai mor 5 și poi mâine mai mor 2 și așa mai departe. Da, dar chestiunea aceasta s-ar putea într-o zi să fie chiar adevărată, chiar cu adevărat să fie o pandemie de ceva, un virus, da. Și atunci să nu mai credem și atunci chiar să moară lumea. Nu, se iau și niște măsuri. Problema este ca să nu se cadă în paranoia și într-o extremă, să nu se exagereze. Pentru că în cazul gripei aviare s-au cheltuit miliarde de dolari. Au fost țări care au cumpărat medicamente, care au cumpărat vaccinuri, între timp toate acestea au expirat și au fost aruncate. Ori banii ăștia erau din buzunarele noastre și nu erau justificați. Au fost niște exagerări. Uneori este o paranoia care este dorită. De ce? Pentru că în acest timp toate companiile care fabrică măști își vând măștile și măștile astea au o eficacitate zero. Vă dați seama că masca nu este etanșă, nu acoperă în întregime nasul și gura. Exact, noi respirăm, exact. Ori virusurile sunt atât de mici încât când respirăm intră pe sub mască, în susul măștii, în josul măștii, masca asta este praf în ochi la proști, n-are nicio eficiență. Și totuși sunt țări care cumpără miliarde de măști să protejeze populația. Hai să fim serioși. Vă dau un exemplu, de exemplu, dacă o persoană are tuberculoză sau gripă și este într-un avion și tușește și strănută și fără să, și chiar dacă se protejează, pentru că ies virusurile astea în cantități de milioane și miliarde din gura și din nasul unui om bolnav, în decurs de 4-5 ore toți pasagerii din avion se contaminează, sunt contaminați. Ori la zborurile astea transatlantice, să luăm Paris-Montreal, unde durează 7 ore, și s-a și întâmplat asta în urmă cu 3 ani, un avocat din Statele Unite avea o formă de tuberculoză foarte gravă, rezistentă la toate antibioticele cunoscute, n-avea dreptul să ia avionul, deci prin lege era interzis, l-a luat clandestin, iar autoritățile când au aflat au contactat tot cei 300 de pasageri din avion, pentru că au datele lor, și au obligat să se consulte și să ia profilactic tratamente împotriva tuberculozei, pentru că aceste forme, știți, astăzi am descoperit, oamenii de știință au descoperit bacterii care rezistă la toate antibioticele care există. Cunoaștem vreo 500 de antibiotice, din care utilizate sunt numai vreo 30-40, pentru că nu sunt toxice. Celelalte sunt eficiente, dar sunt toxice, produc reacții secundare grave. Ori astăzi am descoperit microbi, bacterii care rezistă la toate antibioticele cunoscute, pentru care nu există niciun remediu, niciun antibiotic. Rezistă la și tot. Care sunt aceste bacterii? În ce boli se aceste manifestă? Aceste bacterii sunt mai ales stafilococul. Stafilococul. O bacterie care provoacă infecții ale pielii, abcese, panariții, flegmoane, dar care poate să provoace și osteomielite. S-a descoperit în Japonia, de exemplu, cazul unui copil care a făcut o infecție și microbul era rezistent, se face o antibiogramă, se testează un microb la diferitele antibiotice și nu s-a găsit niciun antibiotic eficient. Am ajuns astăzi. De ce? Și vă spun și de ce s-a dar exagerat. Dar stafilococul este foarte da. Prezent în viața noastră. Ne este... spuneți un lucru nu, foarte nu, trist, nu, foarte nu, grav. Nu, nu, să fim înțeleși, există zeci de specii de stafilococ. Da. Există un stafilococ pe piele care nu provoacă nicio boală, Staphylococcus epidermidis, dar există un singur stafilococ aureus care provoacă boli, care este patogen. D'accord? Iar acest stafilococ auriu se numește în medicina actuală MRS, meticilino-rezistent, pentru că meticilina era antibioticul cel mai eficient. Și dacă facem analizele și vedem că bolnavul are o infecție cu acest stafilococ MRS, atunci este condamnat la moarte. Nu există niciun remediu. Există un singur remediu. Am uitat să vă spun. În anul 1915, un canadian francez, Félix Derel, a descoperit că microbii, bacteriile, la rândul lor, sunt infectate cu un virus care le distruge. El a observat, avea o cultură de microbi și a observat la un moment dat că microbii mor singuri. Și a zis, de ce? Ce se întâmplă cu microbii ăștia? Nu cumva ei au un microb mai mic care le distruge? Și a avut dreptate. Și a numit aceste virusuri bacteriofagi. Bacterii de la bacterii, fagi da. De la mâncători, virusuri mâncători de bacterii. Există. Când Stalin a aflat de această descoperire a lui RL, l-a invitat în Rusia, pe atunci era el la conducerea Rusiei, și a spus, am auzit că ai descoperit un medicament fantastic, mi-ar place să vii în Rusia și să-l fabrici pentru Armata Roșie, spune-mi de ce ai nevoie, îți dau tot ce îți trebuie să-l fabrici. RL, care era un simpatizant al regimului comunist, a acceptat și Stalin a zis, vreau să faci institutul ăsta, fabrica asta de bacteriofagi, la Tbilisi, capitala Gruziei, pentru că Stalin era georgian, gruzin, Jugașvili era numele lui adevărat. RL a acceptat
Și astăzi, la Tbilisi, există acest institut, unic în lume, singur, care fabrică bacteriofagi și sunt oameni din alte țări, din Statele Unite, de exemplu, condamnați la moarte, care au infecții și care se duc acolo și se vindecă. Este singurul remediu. De ce? Că cercetătorii izolează virusul natural al bacteriei, îl multiplică, îi dă persoanei respective virusul și virusul distruge bacteriile. Pentru că aceste virusuri au proprietatea de a distruge numai bacteriile respective, sunt specifice. Numai bacteriile respective nu provoacă boli, deci nu sunt dăunători pentru oameni. O să mă întrebați, de ce industria nu fabrică bacteriofagi? Vă spun de ce, pentru că bacteriofagii se obțin prin biotehnologie, nu costă scump, ori industria fabrică antibiotice care sunt foarte scumpe și în acest caz industria farmaceutică ar pierde profituri foarte mari. Și atunci nu interesează, nici măcar nu vorbesc despre această descoperire care este absolut senzațională. Faceți afirmații foarte grave, deși lucrați în domeniul farmaceutic și sunteți directorul unei companii farmaceutice din Canada. De ce totuși? Să fie oare numai spiritul românul din dumneavoastră, care întotdeauna a fost foarte revoltat la nedreptățile sociale, la nedreptățile politice, la nedreptățile decizionale pe care le-ați văzut? Să fie doar aceasta explicația? Este și aceasta, dar este și faptul că o parte din persoanele care lucrează în industria farmaceutică sunt conștiente și spun adevărul. În definitiv și la urma urmei... Cine face politica? Farmaceutică, politica farmaceutică o fac oamenii de afaceri, milionari și miliardari, în cârdășie cu guvernele respective, pentru că există un lobbyism, să nu ne ascundem. Este o industrie profitabilă. Să ne gândim, de exemplu, la România. Care sunt industriile cele mai profitabile? Telecomunicațiile, telefoanele mobile, nu? Că toată lumea vrea să vorbească. Industria farmaceutică și mai era o a treia. Dacă nu știu, dar industria farmaceutică este pe primul loc. Este pe primul loc. Pentru că ei pot să fabrice un medicament cu $1 și să-l vândă cu $20, ca să mă exprim în dolari. Ce mă afectează pe mine în România este că guvernanții n-au înțeles că industria farmaceutică este o industrie strategică, ca și telecomunicațiile. De ce este strategică? De ce este strategică? Vă dau un exemplu. Ce facem în cazul în care avem o epidemie în România sau avem un război? Și ne trebuie medicamente pentru front și nu le avem. Trebuie să le cumpărăm, să le importăm din altă parte, că noi sau nu le mai fabricăm sau le-am vândut, nu ne mai aparțin. Deci este sănătatea populației, a unui popor. Cum poți ca această sănătate să o dai pe mână altcuiva, să o înstrăinezi și să nu mai ai parte de ea? S-a vândut terapia la Cluj, s-au vândut uzinele din București, singura care nu s-a vândut este uzina de antibiotice de la Iași, o șansă. Pentru că noi astăzi, vă dau un exemplu teoretic, fabricăm, să zicem, codaminul la Cluj, îl fabricam cu ani în urmă și ne costa 10 cenți, mâine o să, nu-l mai fabricăm, că l-am vândut la indieni, mâine o să-l cumpărăm din import, pentru că mulți care cumpără aceste companii mint că vor investi. Nu e adevărat. Intenția lor este să o cumpere și să o închidă, pentru că ei văd un competitor. Și în momentul acela, cu ani, în câțiva ani, o să o închidă și zice, acum dacă vreți, cumpărați, vă exportăm. Și deci noi o să plătim în loc de 10 cenți, o să plătim 2 euro, de exemplu. Pentru că aici s-a și ajuns. Medicamente care nu costau mult și le fabricam noi, astăzi nu le mai fabricăm, pentru că am vândut uzinele și le-am închis, și le importăm și sigur că ne costă mult mai scump. Este o industrie strategică. În spitale se salvează viețile oamenilor cu medicamente. Este o industrie care trebuie să rămână națională. O să mi se spună, da, suntem la o epocă a mondializării. Bun, putem vinde o parte sau putem face niște contracte unde companiile străine să investească, dar realitatea demonstrează că unele companii care au fost cumpărate au fost reduse, nu mai există decât 10 sau 20% din ele, unele medicamente au dispărut și astăzi România este obligată să le cumpere din exterior, să le importe. Și care se fabricau aici și nu cu mult timp în urmă, cu 20 de ani. Deci este o industrie strategică. Cum ar fi ca oamenii onești care lucrează în industria farmaceutică pe plan mondial să tragă un semnal de alarmă mai puternic în presă? Credeți că ar modifica în vreun fel politica în acest domeniu? Nu sunt convins, doar că s-ar putea acționa nu la nivel de companii farmaceutice, ci la nivel legislativ, de legi, care să încadreze o politică națională mult mai severă. De exemplu, să refuze unele tranzacții comerciale sau unele vânzări. Este ca și cum fiecare țară are un sistem de informații, de spionaj, de contraspionaj care este necesar. Imaginați-vă că am zice într-o zi, știți, SRI-ul nu mai este rentabil în România, ne costă prea scump salariile și instalațiile și hai să-l dăm în subcontract și să-l dăm la ruși, că ei sunt foarte buni ca KGB-ul sau și eu să facă ei treaba asta pentru noi. Păi asta înseamnă sinucidere curată. La fel ca și telecomunicațiile.
Hai să-l vindem că nu mai avem nevoie, dar telecomunicațiile într-un stat este mai mult decât strategic. Au fost făcute niște greșeli foarte grave și pe mine îmi doare sufletul să văd că o fiolă de clorură de sodiu, de ser fiziologic, cu care trebuie să faci injecții în spitale, am ajuns să nu mai fabricăm și să o importăm. Și aia e numai apă cu sare, 0,9%. 9 grame de clorură de sodiu farmaceutic într-un litru de apă și ai fabricat-o. Ei, nu mai fabricăm, că am vândut-o. O importăm, acum o cumpărăm. Și ne costa, ca să o fabricăm, să zicem, nici măcar un leu și o plătim cu 10 lei. Adică niște aberații care nu sunt normale. Au fost niște gesturi absolut irresponsabile. Bun, gesturile au fost irresponsabile, dar explicațiile cum au fost? Explicațiile au fost faptul că, uite, le vindem unor oameni care vor investi și vor aduce industria la nivel mondial la secolul 21, ori s-a dovedit că nu este așa. Interesul nu a fost acesta. Absolut. Deci ei știau dinainte că nu vor investi. Nu au interes să investească. Și companiei Rambaxi, indiană, care este la cât? La 15.000 km de România. Trebuie să vă spun că la început, când suedezul Carol Linné a făcut prima clasificare a ființelor, știa ceva că există microbii, dar nu știa câți există și cum există și a zis, uite, pe ăștia o să încadrăm într-un grup pe care o să-l numim Haos. Să știți că a avut dreptate, este Haos și astăzi. Oamenii de știință apreciază că noi cunoaștem numai 1% din toți microbii, virusurile, microorganismele care trăiesc pe planeta Pământ. Și de ce? E simplu. În fiecare an descoperim noi și noi și noi și noi specii. SRAS-ul, nu știam că există sindromul acesta respirator mortal care a făcut în urmă cu câțiva ani victime și în Canada. Ebola, care este o viroză mortală descoperită în Congo, nu este niciun medicament pentru asta. SIDA, nu știam că există. În 1980 au fost descoperite primele cazuri de boală la San Francisco și 3 ani mai târziu, la Institutul Pasteur din Paris, profesorul Luc Montagnier cu doamna Françoise Barré-Sinoussi au fotografiat virusul și l-au descoperit și vor fi și altele. Știam... S-a găsit medicamentul? Pentru virusul SIDA, la ora actuală, există o terapie care este eficientă, formată din 3 medicamente combinate, tripla terapie, care, din păcate, costă destul de scump, între 40-50 de mii de dolari pe an și pe care și-l permit numai țările dezvoltate, Statele Unite, Canada, Occidentul și așa mai departe, dar care este eficientă. Dovada este că există seropozitivi, care sunt seropozitivi, să zicem, de 10 ani de zile și care sunt în perfectă sănătate. Știți că SIDA este un mit? SIDA nu există, boala aceasta. Virusul SIDA, el ce face? El distruge limfocitele, globulele noastre albe, deci imunitatea noastră, iar cei infectați mor de boli infecțioase, pentru că organismul lor nu-i mai poate apăra. Mor de o pneumonie cu pneumocistis carini, mor de un sarcom capusi, mor de infecții pe care un organism... Deci are o acțiune indirectă. Exact, o acțiune indirectă. Este o boală foarte perfidă. Și mai sunt câteva mistere cu SIDA. De exemplu, există bolnavi infectați care sunt de 20 de ani și care sunt în... Nu sunt activi. Trebuie făcută diferența între un seropozitiv, o persoană infectată, care are anticorpi, și o persoană, un SIDA-ien avansat. S-au descoperit în Kenya, de exemplu, câteva zeci de femei prostituate, care au avut zeci de mii de parteneri, mulți infectați cu SIDA și care sunt în perfectă sănătate. Și oamenii de știință încearcă să afle care este secretul rezistenței lor și de ce aceste femei nu se contaminează cu virusul SIDA. Deci se pare că este o problemă genetică, anumite gene din cromozom care nu permite pătrunderea virusului în celule, în celulele organismului. Știți și dumneavoastră că virusurile nu pot trăi la exterior. Virusurile sunt parazite, obligatorii, le trebuie o celulă vegetală, umană, o bacterie să intre înăuntru, să le paraziteze, să se multiplice. Deci virusul SIDA sau de gripe, dacă îl punem în mijlocul șoselei, în câteva minute moare, nu rezistă, îi trebuie o celulă, sunt parazite. Cercetările în bio-nanotehnologii sunt foarte avansate și sunt absolut necesare și vă dau un exemplu. În cazul cancerului, dacă am fi capabili să trimitem citostaticile numai în celulele de cancer, ar fi extraordinar, pentru că nu ar afecta celulele care sunt sănătoase. Știți și dumneavoastră că în cancer există 3 tratamente, chirurgical, radioterapie și chimioterapie, medicamentele. Însă aceste medicamente sunt toxice. Aceste medicamente opresc nu numai multiplicarea celulelor de cancer, opresc și multiplicarea, distrug multe. De exemplu, părul cade pentru că celulele de la bulbul de firilor de păr nu se mai divid. Persoana respectivă este infertilă pentru că ovogeneza și spermatogeneza sunt cele oprite. De aia le și numim citostatice, deci medicamente care împiedică multiplicarea celulelor, pentru că vrem să împiedicăm multiplicarea tumorii. În problema cancerului este mai ales depistarea lui precoce, pentru că la un moment dat cancerul apare într-un organ, creier, plămân, ficat și se multiplică.
implică foarte mult, după aceea celulele canceroase se desprind, invadează întregul organism, organismul e invadat din milioane și miliarde de celule de cancer, care se instalează în alte organe și formează cancerele secundare sau metastazele. În momentul acela nu mai este nimic de făcut, n-ai cum să curăți un organism de miliarde de celule de cancer. Dar dacă îl depistăm din timp, atunci aplicăm chirurgie, chimioterapie, radioterapie și îl eliminăm și nu mai sunt probleme. Numai că în primele faze nu dă niciun simptom. Persoana nici nu știe că l-are. Nu dă febră, nu dă dureri, nu dă nimic. În asta constă perfidia acestei boli. Deci bio-nanotehnologia poate să ofere o șansă foarte mare. Este extraordinară bio-nanotehnologia, pentru că imaginați-vă că putem trimite medicamentul numai în celulele bolnave, numai în organul bolnav. Evităm reacțiile secundare. În cât timp credeți că ar putea aceste experimente, care s-au dat publicității deja, ar putea să fie la scară largă aplicate? Și dacă permite, bineînțeles, iarăși marele concern al industriei farmaceutice. Citesc că chiar acum o carte intitulată Inventatorii de boli, în care arată perfidia industriei farmaceutice și faptul că chiar și înainte erau unele boli imaginare, de exemplu spasmofilia. Amintiți, în urmă cu 20-30 de ani mergeai la medic, spuneai că ai cărcei, ai spasmofilie și îți dădea calciu, magneziu și vitamina D2 și așa mai departe, și erau mofturi că în fond afecțiunea asta putea fi tratată cu calciu care există în alimente, în produsele lactate, în fructe și așa mai departe. Deci, efectiv, au fost boli imaginare, cum spunea și Molière, pentru că aici a participat și publicul. Știți, o persoană care are mai mult sau mai puțin o boală, merge la medic și este frustrată dacă iese fără nicio rețetă. Iar unii medici își imaginează că sunt buni dacă dau rețetă cu medicamente multe. Este și în cârdășie și cu farmacistul, care face și el un profit. De fapt, să știți că industria farmaceutică în vest oferă cadouri extraordinare, excursii, congrese internaționale la Las Vegas pentru medici, pentru farmaciști, le dă eșantioane gratuite, le spală creierul și scopul este unul singur, să prescrie medicamentele lor. Dar trebuie să vă spun un lucru, că pe glob la ora actuală există peste 40.000 de medicamente diferite. Organizația Mondială a Sănătății a făcut o listă de medicamente esențiale. Știți câte a reținut? 300. Vă dați seama, din 300 care sunt esențiale și tu ai ajuns la 40.000, dacă mergem în farmacii și aruncăm la gunoi o jumătate din medicamentele care există în farmacii, populația va fi mai sănătoasă. Asta pot să vă garantez. Sunt medicamente care sunt eficiente numai în cap, nu sunt eficiente în realitate. Medicamente, de exemplu, pentru efectul tuse. Efectul placebo. Exact, efectul placebo. Medicamente pentru tuse. Dar tuse e necesară. Tusea, când persoana are o infecție respiratorie și trebuie să elimine secrețiile care se acumulează, nu le poate elimina decât prin tuse. Deci de ce eu să împiedic acest simptom când este necesar? Organismul se curăță, lasă-l să tușească. E ca și cum tratăm simptomele și nu tratăm cauzele. Da, e o durere, dar durerea e generată de ceva, poate e o tumoare. Și atunci e un analgezic. Industria farmaceutică este un domeniu fabulos, fascinant, despre care se vorbește des, în fiecare an, practic, datorită unor epidemii, datorită unor medicamente noi, datorită unor medicamente care dispar, sunt retrase de pe piață, datorită profiturilor extraordinare pe care această industrie le face, datorită inechităților și nedreptăților pe care această industrie farmaceutică le face, deoarece știți și dumneavoastră că există boli tropicale care omoară milioane de oameni în fiecare an, pentru care nu există medicamente, pentru că industria farmaceutică se află în țările dezvoltate. Această industrie este o industrie care vrea și face mari profituri și îi spun că nu este rentabil să fabrici medicamente pentru săraci și cum aceste maladii nu există în țările dezvoltate, deci aceste maladii se numesc orfeline în limbajul de specialitate, pentru că nu este medicamente și nici nu vor fi, nu au interes să facă cercetări și să le producă. Se afirmă că, de fapt, industria farmaceutică este cea mai profitabilă din lume la ora actuală. Oare așa să fie și în Canada? Peste tot și este adevărat. Și vă spun și de ce, pentru că ființa umană cred că nu ține la nimic mai mult pe lumea aceasta decât la viață. Și când o persoană este bolnavă și mai ales află că are o boală grea, incurabilă, este dispusă să facă orice sacrificii, orice eforturi, să investească orice sumă de bani pentru ca să-și salveze sau să-și plângească viața. Atunci, dacă doriți, este și un fel de șantaj psihologic, industria farmaceutică cunoaște acest lucru și îl exploatează din plin.